ales să vă citesc un fragment, pentru că așa îmi cere manualul, dintr-o carte, care mie mi este foarte dragă. E vorba de Războiul Stelelor. Episodul 3, Răzbunarea Sith. Aș vrea să știu cine a văzut filmul. Ok. Pentru restul, mă bucur enorm că eu vă inițiez în acest univers. De ce am ales această carte? Pentru că este cartea în care personajul principal al Războiului Stelelor trece din partea bună de a fi Jedi în partea întunecată de a fi Lord Sith. Și capitolele, fragmentele pe care o să vi le citesc, prezintă exact aceste momente în care el face trecerea din lumină în întuneric. Este exact după film scrisă cartea și, din punctul meu de vedere, Războiul Stelelor este una dintre cele mai frumoase povești imaginate și scrise vreodată, care prezintă bătălia dintre bine și rău, lumină și întuneric. Întunericul este generos și este răbdător și învinge întotdeauna. Învinge întotdeauna pentru că este peste tot. Este în lemnul care arde în vatra ta și în oala de pe foc. Este sub scaunul tău, sub masa ta și sub cearșafurile de pe patul tău. Mergi sub soarele amiezei și întunericul este cu tine, legat de tălpile tale. Lumina cea mai puternică aruncă umbra cea mai întunecată. Singur în sala Consiliului Jedi, Anakin Skywalker se lupta cu dragonul. Pierdea. Străbădea sala în arcuri orbești, împiedicându-se printre fotolii. Nu putea percepe curenții forței în jurul său. Nu putea percepe ecourile maestrilor Jedi în locul acesta străvechi. Nu visase niciodată că în univers exista atât de multă durere. Suferența fizică ar fi putut să o înfrunte, chiar și fără tehnicile mentale Jedi. Fusese dintotdeauna robust. La 4 ani, încasase cea mai teribilă bătaie pe care i-o dăduse Vato vreodată, fără să scoată măcar un scâncet. Nimic însă nu-l pregătise pentru așa ceva. Ar fi dorit să sfâșie pieptul cu mâinile goale și să-și smulgă inima dinăuntru. Ce-am făcut? Întrebarea porni ca un geamăt stins, dar crescu până la un urlet pe care nu-l mai putea zăvorî în rădul dinților. Ce-a făcut? Știa răspunsul. Își făcuse datoria. Iar acum nu-și putea închipui de ce. Când voi muri, spusese Palpatine, atât de calm, atât de calm, atât de rezonabil, cunoașterea mea va muri odată cu mine. Oriunde ar fi privit, vedea doar chipul femeii pe care o iubea, mai presus de iubire. Femeia pentru care canalizase prin corpul său toată dragostea ce existase vreodată în galaxie, în univers. Nu-i păsa ce făcuse ea. Nu-i păsa de conspirații, cabale sau pacte secrete. Trădarea nu mai însemna nimic pentru el. Ea era tot ce fusese iubit vreodată de cineva, iar Anakin o privea murind. Cumva în agonia lui, deveni o mână invizibilă, care se întinse prin forță, o mână care o găsi pe Padme, hăt departe, singură în apartamentul ei, în beznă, o mână care simți moliciunea catifelată a pielii și buclele mătăsoase ale părului, o mână care se dizolvă într-un câmp de energie pură, de sentiment pur, ce pătrunse în ea. Și acum o simți cu adevărat, în forță, de parcă și Padme ar fi putut să fie un fel de Jedi. Dar mai mult de atât, Anakin simți o legătură, o conexiune mai profundă și mai intimă decât orice simțise vreodată până atunci cu oricine, chiar și cu Obi-Wan. Pentru o prețioasă clipă eternă, era ea. Era bătăile inimii ei și mișcarea buzelor ei și cuvintele ei murmurate, ca și cum ar fi adresat o rugăciune stelelor. Te iubesc, Anakin. Sunt a ta, în viață și în moarte. Oriunde ai merge, orice ai face, noi vom fi mereu unul. Nu te îndoi niciodată de mine, iubirea mea. Sunt a ta. Și puritatea, pasiunea și adevărul iubirii Padmei se revărsară în el și prin el și fiecare atom al său urlă în forță.
Cum pot să o las să moară? Forța nu a avut un răspuns pentru el. Dragonul însă a avut. Totul piere Anakin Skywalker. Cu timpul până și stelele se sting. Și oricât de puternic ar fi încercat să le apeleze, nici o înțelepciune a lui Yoda, nici o învățătură a lui Obi-Wan, nici măcar o fărâmă din cunoașterea Jedi nu-i sări în ajutor pentru a ucide dragonul. Cu toate acestea, un răspuns exista. El îl auzise chiar în seara trecută. Deținând asemenea cunoștințe, menținerea vieții într-o persoană deja vie părea un fleac. Nu ești de acord? Anakin se opri. Agonia lui pieri. Palpatine avea dreptate. Era timpul. Tot ce trebuia să facă era să decidă ce dorea. Anakin stătea imediat lângă ușa cabinetului, nemișcat. Palpatine își examina fața distrusă într-o oglindă murală largă. Anakin nu putea spune dacă expresia lui era de repulsie sau dacă pur și simplu aceea era noua formă a trăsăturilor sale. Palpatine ridică nesigur o mână spre oroarea desfigurată pe care o vedea în oglindă, după care strânse din umeri. Astfel, masca devine omul, suspină el, cu o umbră de melancolie filozofică. Cred că îmi va lipsi fața lui Palpatine, dar pentru scopul nostru, fața lui Sidious va merge. Da, va merge. Făcu un gest și un compartiment secret se deschise în plafonul cabinetului, chiar deasupra biroului. O mantie mare din brocart gros, neagră, împodobit cu negru, pluti în sus, coborând. Anakin simți curentul din forță care o purtă către mâna lui Palpatine. Își aminti cum se jucase în forță cu un fruct Shura, stând așezat la un capăt al unei mese lungi, vis-a-vis de Padme, în casa de lângă lacul de pe Naboo. Își amintea cum îi spusese cât de nemulțumit ar fi fost Obi-Wan dacă l-ar fi văzut folosind forța pentru asemenea fleacuri. Palpatine păru că citește gândul. Îi aruncă o privire galbenă, în vreme ce mantia îi se așeza pe umeri. Trebuie să înveți să te debarasezi de restricțiile meschine pe care Jedi au încercat să le impună puterii tale, rosti el. Anakin, este timpul. Am nevoie de tine să mă ajut să restabilesc ordinea în galaxie. Anakin nu răspunse. Alătură-te mie, zise Sidious. Fii de partea stihilor. Devină ucenicul meu. Un val de furnicături porni de la baza creanului lui Anakin și se extinse peste tot trupul său într-o undă de șoc în ralantiu. Nu, nu pot. Bineînțeles că poți. Tânărul clătină din cap și descoperi că și restul făpturii sale amenința să înceapă de asemenea să se clatine. Am venit să vă salvez viața, excelență. Nu să-mi tradeți prietenii. Care prieteni? Pufni Sidious. Anakin nu putu găsi un răspuns. Și crezi că sarcina aceea este încheiată? Fiule. Sidious se așeză pe un colț al biroului cu mâinile încrucișate în poală, așa cum făcea ori de câte ori îi oferea lui Anakin sfaturi părintești. Masca diformă a chipului său făcea ca familiaritatea poziției să fie oribilă. Crezi că uciderea unui trădător va pune capăt trădării? Crezi că Jedi se vor opri până nu mă vor vedea mort? Anakin rămase privindu-și mâinile. Cea stângă îi tremura, o ascunse la spate. Trebuie să alegi între ei și mine, Anakin. Sau poate ar trebui să ți-o spun mai direct. Între ei și Padme. Anakin încleștă în pumn mâna dreaptă, mâna lui din duroțel și electrodrivere cu mănușă neagră. Atât că nu-i ușor. Asta este, am fost Jedi atâta timp. Sidious îi oferi un surâs înfricoșător. Fiule, în tine există un loc de o puritate ca a gheții de pe vârfurile munților, rece și îndepărtat. Găsește locul acela înalt și privește în jos, în tine. Respiră aerul acela curat și înghețat, în timp ce îți examinezi vinovăția și rușinea. Nu le nega, ci doar privește. Ia-ți ororile în palme și uită-te la ele. Examinează-le ca pe un fenomen. Miroase-le. Gustă-le. Ajunge să le cunoști așa cum numai tu poți să o faci, fiindcă sunt ale tale și sunt prețioase. Pe măsură ce umbra de lângă el vorbea, cuvintele ei deveneau adevărate. De la o distanță foarte mare, înghețată, care era în același timp
mai intim fierbinte decât ar fi putut visa vreodată, Anakin își manipulă emoțiile. Le disecă. Le reasamblă și le redemontă. Continua să le simtă, ba chiar ardeau mai fierbinte ca înainte, dar nu mai aveau puterea să îi îngreuneze mintea. L-ai găsit, fiule, te poți simți acolo. Înălțimea înghețată, piscul muntos din interiorul tău, este prima cheie spre puterea Sithilor. Anakin deschise ochii și își întoarse privirea complet asupra trăsăturilor grotești ale lui Darth Sidious. Nici măcar nu clipi. Privind masca aceea de corupție, repulsia pe care o simțea era reală și puternică și interesantă. Anakin ridică mâna de duroțel și electrodrivere și o făcu căuș, privind în palmă de parcă ar fi ținut acolo teama care îi bântuise visurile toată viața. Și nu era mai mare decât bucățica de șura pe care cândva o furase din farfuria Padmei. Pe discul muntelui din viața sa cântări viața Padmei față de Ordinul Jedi. Diferența era prea mare. Da, rostie. Dar pentru ce, fiule? Da, doresc cunoașterea ta. Bun, bun. Vreau puterea ta. Vreau puterea de a opri moartea. Puterea aceea a atins-o cu adevărat numai maestrul meu. Dar împreună o vom găsi. Forța este puternică în tine, fiule. Tu poți face orice. Jedi ne-au trădat, zise Anakin. Jedi ne-au trădat pe amândoi. Așa cum spui tu. Ești gata? Sunt, spuse el și așa și gândea. Mă dau ție. Jur credință căilor Sith. Ia-mă ca ucenic, învață-mă, călăuzește-mă, fii maestrul meu. Sidious își ridică de pe spate gluga mantiei și o coborâ pentru a umbri ruina chipului său. Îngenunchează înaintea mea, Anakin Skywalker. Anakin se lăsă într-un genunchi, plecă fruntea. Este voia ta să-ți unești destinul pe vecie cu ordinul lorzilor Sith? Nici o șovăială. Da, dar Sidious puse o mână palidă pe fruntea lui Anakin. Atunci așa să fie. De acum ești tot una cu ordinul lorzilor Sith a Întunericului. Începând de azi, adevăratul tău nume, ucenicul meu, acum și de-a pururi, va fi Darth? O pauză, o întrebare în forță, un răspuns. Întunecat ca hâul dintre galaxii, îl auzi pe Sidious rostindu-l. Noul său nume. Vader. Două silabe care însemnau el. Vader. Își repetă. Vader. Mulțumesc, maestre. Toți Jedi, inclusiv prietenul tău, Obi-Wan Kenobi, au fost deconspirați ca inamici ai Republicii. Înțelegi asta, nu-i așa? Da, maestre. Jedi sunt nemiloși. Dacă nu sunt distruși până la ultimul, războiul civil nu se va mai încheia niciodată. Prima ta misiune va fi să pârjolești templul Jedi. Fă ceea ce trebuie făcut, Lord Vader. Întotdeauna voi face, maestre. Nu șovăi, nu avea milă, nu lăsa în urmă nicio făptură vie. Doar atunci vei fi îndeajuns de puternic cu partea întunecată pentru a o salva pe Padme. Și ceilalți Jedi? Lasă-i în seama mea. După ce vei ucide pe toți, Sith-ii vor conduce din nou galaxia și vom avea pace. Etern. Ridică-te, Darth Vader. Lordul Sith, care fusese cândva un erou Jedi numit Anakin Skywalker, se ridică. Dar nu privi la numul său maestru. Nici la orașul planetă de dincolo de fereastră. Nici la galaxia pe care în curând aveau să o conducă. El își întoarse privirea spre interior, descuie poarta furnalului din inima sa și înaintă, pentru a privi cu ochi noi amenințarea înghețată de rece a dragonului Stelei Moarte care îi bântuise viața. Eu sunt Darth Vader, rosti în sine. Dragonul încercă iarăși să-i șoptească despre eșec, slăbiciune și moarte inevitabilă, însă Lordul Sith îl prinse cu o mână și îi înăvuși glasul. Încercă să se ridice, să se încolăcească, să se cabreze și să atace, însă Lordul Sith puse cealaltă mână pe el și frânse puterea cu o singură răstucitură lipsită de efort. Eu sunt Darth Vader, repetă el, strivind dragonul în țărână, sub un călcâi mental și privi cum colbul și cenușa dragonului se împrăștiară înaintea răbufnirii din furnalul inimii sale. Iar tu? Tu nu ești absolut nimic! Devenise în cele din urmă așa cum îl numiseră toți, eroul fără teamă. Întunericul este generos și este răbdător.
și învinge întotdeauna. Dar în inima puterii sale se află slăbiciune. O singură lumânare ajunge pentru a-l ține la depărtare. Iubirea înseamnă mai mult decât o singură lumânare. Iubirea poate aprinde stele. Mulțumesc.